Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Fetește Adâncata. Părintele Arhimandrit Nectarie Clinci, de la Sihăstria Putnei, a dat citire documentului oficial prin care părintele protosinghel Grigorie Călin a fost numit stareț, iar preasfinția sa Damaschin Dorneanu l-a instalat pe noul stareț al mănăstirii. Primește toiagul acesta pe care, sprijinindu-te, vei conduce turma ta, pentru care vei da răspuns Dumnezeului nostru în ziua judecății. Vrednic este! Vrednic este! Atunci când am aflat că această mănăstire este cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, am zis că Maica Domnului va ajuta astfel încât mănăstirea să se ridice la slava și cinstea pe care o merită Maica Domnului. Îi urăm părintelui protosinghel Grigore, care astăzi a fost instalat stareț al mănăstirii, slujire frumoasă și rodnică, să înfrumuseteze acest frumos loc din Adâncata, Seminicea, astfel încât oamenii să vină cu mult drag și cu multă rugăciune aici să înalțe înaintea Maicii lui Dumnezeu și a Domnului Hristos. Am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pentru prima dată la acest sfânt locaș în mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Seminicea, cu un sobor de preoți condus de preasfințitul părinte Damaschin, și sigur că a fost multă dorință din partea credincioșilor din împrejurim, care au venit într-un număr atât de mare, dornici să pătrundă pe porțile acestei mănăstiri, mănăstire care a început în anul 1998 cu multă trudă, o mănăstire de maici atunci, însă rămânând o singură maică, înalt preasfințitul arhiepiscop Calenic a luat decizia că aici, în acest loc, să fie o mănăstire de călugări și iată că astăzi s-a împlinit acest lucru prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul l-a delegat aici pe părintele stareț Grigorie, protosinghelul, un om cu multă dăruire, o obște care astăzi nu e tare mare, însă cu siguranță că ea va crește și va crește pentru că, repet, în acest loc s-a dorit mult Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și astăzi s-a împlinit această lucrare. Din încredințarea înalt preasfințitului Calenic, astăzi este un nou început în acest loc. Pentru prima dată s-a săvârșit Sfânta Liturghie în acest locaș, pentru prima dată a avut loc și o hirotonie într-o preot, diacon și instalarea mea ca noul stareț al acestui așezământ. Pe această cale, aș putea spune, vreau să mulțumesc tuturor celor care, iată, astăzi au fost un număr mare prezent la acest eveniment și în același timp le mulțumesc pentru rugăciunile, pentru darurile și în același timp pentru încurajările pe care, iată, ne le-au arătat și în același timp văd că Bunul Dumnezeu binecuvintează cu toată inima și cu rugăciunile Maicii sale acest loc să devină din nou un locaș de rugăciune, să devină din nou un locaș de întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Între anii 1998-1999, în zona satului Fetești, comuna Adâncata, cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Pimen, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților la acel moment, în jurul unei biserici de cimitir a fost organizat un schit monahal, pe locul în care tradiția arată că a existat o mănăstire de călugări. De organizarea noii mănăstiri cu hramul Acoperământul Maicii Domnului s-a ocupat Maica Tecla Colibă, care a fost numită stareță la 1 septembrie 1998. Conform Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în ultimii ani, mănăstirea a traversat o perioadă de stagnare, întrucât nu s-a adunat o obște care să viețuiască aici în mod constant. Pentru a da un nou elan vieții monahale, în ședința permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților din 31 martie, s-a aprobat transformarea lăcașului în mănăstire de călugări. Această transformare face parte din lucrarea de revigorare a monahismului din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, inițiată de înalt preasfințitul Calinic,
Până acum s-a pus în practică redeschiderea mănăstirilor istorice de la Solca, Pătrăuți și Ilișești.